În viața personală, Cristina Rus este o femeie împlinită. La capitolul carieră, însă, artista are nevoie de o schimbare. Nici nu vă trece prin gând ce planuri are. A cântat și ne-a încântat cu vocea ei ani la rând. Astăzi, artista își dorește să o ia pe un alt drum. Ce ne pregătești pe viitor? Te mai vedem cântând? Îmi doresc foarte mult să lucrez în televiziune și chiar aș vrea să-mi găsesc locul în televiziune. Să ai o emisiune a ta? Da, mi-ar plăcea să prezint o emisiune, o să vedem. Chiar dacă are planuri serioase ca om de televiziune, să nu credeți că renunță definitiv la cântat. Ba din contră. O să și cânt, dar momentan cu asta îmi doresc să revin, pentru că foarte multă lume... Nu, foarte mulți prieteni și din țara mea. Nu, vrem să te vedem. Vrem să te vedem. Ok, zic sincer, și eu vreau să fiu acolo, pentru că îmi lisește foarte mult activitatea artistică, să zic așa, și o să revin. Are un băiețel de care este foarte mândră și un soț pe care spune că îl iubește din tot sufletul. Câte dintre dumneavoastră nu ar vrea să arate ca ea după o sarcină? Priviți și luați aminte. Ea este o mămică foarte, foarte sexy. Te rog să mai iei o dată în toată splendoarea. Câte ani are băiețel? 2 ani și 2 luni. Cum e să fii mamă de băiat? Este extraordinar. Cred că e cea mai mare împlinire a mea. Că e băiatul lui mama sau lui tata? A lui tata. Seamănă lei cu soțul meu. Lucirea îi se citește în ochi, astfel că am fost și noi curioși să aflăm secretul într-o lume în care tot mai multe vedete divorțează. Care este secretul căsniciei tale fericite? Cred că dragostea. Să fii plină de dragoste, da. Să fii plin de dragoste, nu știu, ca persoană. Că acolo unde e dragoste este tot. Dar cum viața nu este perfectă, mici necazuri se întâmplă și la case mai mari. Dacă acasă totul este perfect, atunci când Cristina Rus iese la cumpărături, vânzătorii îi dau de furcă. Nu odată s-a întâmplat să fie păcălită atunci când a primit restul. Hai spune-ne. Cred că da. Unde, cum? E, nu, de multe ori am avut o perioadă în care nu eram atentă când mi se dădea restul. Și chiar am pățit odată, am ajuns acasă, dădusem 1 milion și mi-a dat rest ca de la 500 de mii.